Salutare prieteni, eu sunt Ursan și astăzi avem un nou video tutorial legat de zona cripto, așa cum ați rugat, decât multă vorbărie să trec la fapte să vă arăt. Acestea fiind spuse, astăzi o să vă arăt cum să vă puneți banii la treabă în Binance, adică cum să folosiți Binance, zona de savings, de flexible savings, astfel încât să puteți să puneți și banii voștri, fie că vorbim despre cripto sau fiat currency, să-i puneți acolo într-un loc ușor în care să aveți acces mereu la ei, dar să și câștigați o mică dobândă dacă tot îi păstrați, ca să nu îi țineți ca într-un cont curent. După cum spuneam, trecem direct la explicații, nu are rost să mă vedeți pe mine mai mult, eu mă fac mic aici într-un colț și vă arăt. Suntem în interfața Binance. O să iau de la zero, suntem în interfața Binance de pe computer și de pe laptop. Vă recomand ca astfel de tranzacții și astfel de chestii să le faceți de pe laptop pentru că este mai ușor din punctul meu de vedere. Dacă nu reușiți sau folosiți aplicația 100%, puteți să-mi lăsați un comentariu și vă fac un tutorial și cum se face treaba asta în aplicație, dar în principiu lucrurile sunt la fel. E bine să aveți, din punctul meu de vedere, să folosiți și aplicația, să folosiți și calculatorul, să știți să le folosiți pe amândouă, nu mergeți exclusiv pe niciun fel de chestie, pentru că fiecare are avantaje și dezavantaje. Acestea fiind spuse, eu am să merg pe un cont de Binance real, o să vi-l arăt. În principiu, în momentul când te duci pe wallet și dai pe overview, aici pe overview vă arată balanța estimată pe care voi o aveți în momentul de față și cam ce tipuri de criptomonede aveți în fiecare cont. Partea de Fiat and Spot este contul vostru curent. Imaginați-vă că aveți bancă, aveți cont la ING sau ceva de genul ăsta. Aveți un cont curent. Contul curent este contul de la care se alimentează cardul vostru de credit, cardul vostru de debit. Contul curent cu care faci operațiuni zilnice. Ăsta este contul tău curent. Aici nu se strâng dobânzi niciodată, pur și simplu aici ai banii la care ai acces mereu imediat. Partea de funding, aici este contul de funding din care poți să plătești inclusiv cu cardul Binance și dacă vrei să folosești cardul Binance trebuie să-ți transferi din contul curent în contul de funding, iar ăsta o să facă obiectul unui alt video în care cineva mi-a spus că da, eram mai smart dacă îi arătam într-un alt video despre contul Binance, ok, am ținut cont de feedback-ul lui, o să fac și tutorial de genul ăsta. Nu este niciun fel de problemă, atâta vreme cât primesc comentarii, cât primesc like-uri, cât primesc abonări, canalul crește, înseamnă că da, voi apreciați ceea ce fac și o să continui să fac chestiile astea și vă mulțumesc foarte mult pentru că fără voi nu aș fi avut de ce să stau să-mi deschid o cameră acum și să mă înregistrez să vorbesc cu mine însumi. Mai departe, mai există în zona de jos, aici există partea de earn și despre asta o să vorbim noi astăzi, despre cum puteți să vă puneți banii la treabă dacă tot investiți în cripto și vreți, spre exemplu, pe partea de termen lung să faceți o chestie mai, nu știu, să țineți o criptomonedă pe termen mai lung, aveți posibilitatea să și multiplicați acea criptomonedă, să câștigați o dobândă anuală la criptomoneda respectivă, care vi se alocă o dată la 7 zile, să o câștigați și să faceți un bănuț în plus, cum s-ar spune, dacă tot țineți banii aia acolo, dacă să nu-i țineți degeaba într-un cont curent. Acestea fiind spuse, din wallet, o să mergeți voi în partea asta de aici, de earn. Sau, haideți, pentru cei care sunt mai începători și poate nu știu atât de bine limba engleză, am să dau Binance în limba română, aveți posibilitatea să faceți treaba asta de aici, de unde ați văzut că am făcut eu, apăsați pe English. Eu am să dau fereastra asta la o parte ca să văd unde scrie română și apăsați română. Și iată, avem în momentul de față Binance în limba română. Cei care știu limba engleză nu vor avea o problemă să găsească exprimările în limba engleză, dar cei care nu știu limba engleză vor avea o problemă să o facă. Prin urmare, de asta voi folosi limba română. Îmi va fi un pic mai greu și mie dacă mă bâlbâi, vă rog să mă scuzați pentru că nu folosesc Binance în mod normal în limba română, dar o să ne prindem noi împreună despre ce trebuie făcut. Deci, mergem acum pe zona de portofel, ca cum se cheamă în română, și apăsăm pe această meniu în care se numește câștigați. În momentul în care apăsăm pe meniul câștigați, aici avem niște taburi. Și pe noi ne interesează zona asta de flexibil și o să vă povestesc un pic și de zona asta de blocat, fără niciun fel de problemă. Flexibil. Flexibil este zona de depozite flexibile. Ce înseamnă flexibile? Înseamnă că ai o dobândă mai mică, dar înseamnă că poți umbla oricând la bani. Și eu personal, în momentul în care mă duc aici, indiferent că dețin respectivele criptomonede de aici sau nu le dețin, eu am bifat transfer automat. Ce se întâmplă când bifezi transfer automat? Înseamnă că dacă mai faci comisioane din afiliere sau dacă ți-ai stabilit, nu știu, strategia dollar cost averaging, adică strategia prin care, nu știu, pe data de 15 și de 30 ale lunii, tu ți-ai programat în Binance să ți se debiteze de pe card să-ți cumperi, nu știu, de 20, de 50 de euro
pe lună Bitcoin indiferent de preț. Astfel nu mai stai stresat cu ce preț ai cumpărat și pur și simplu tu știi că 50 de euro pe lună, nu știu, pleacă către cripto și cumpăr Bitcoin sau Ethereum sau alt cripto pe care tu vrei, în care tu vrei să investești. Și atunci uiți uneori să te duci să ți-l muți din contul tău curent, vrei să stai fără griji, ți-ai setat chestia asta și mai vezi tu peste câțiva ani ce ai tu un cont. Vrei să stai fără griji, atunci te duci și bifezi transfer automat. Ce înseamnă exact ce scrie aici? Soldul disponibil al portofelului dumneavoastră Spot va fi utilizat zilnic la între ora 2 și 20 pe UTC plus 2 pentru a vă abona la economii flexibile. Asta înseamnă că dacă tu ai, spre exemplu, ADA aici acum, vedeți voi, sunt 89 de ADA, dacă există în zona de spot vreo ceva ADA, nu știu, hai să vedem dacă găsim aici, dar nu găsim. Dacă ai avea în zona de spot ADA, ei practic că ai cumpărat astăzi, mâine tu nu trebuie să mai faci să stai să faci tu combinația asta de fiecare dată. Tu având bifat în zona de earn aici, având bifat transfer automat la ADA, automat se va transforma în contul tău și vor începe să se multiplice. Da? Ca să faci chestia asta, apeși acest toggle, care pur și simplu îți închide transferul automat sau ți-l deschide. Așa faci cu toate criptomonedele și de ce recomand Binance pentru chestia asta? Pentru că de departe este platforma cripto care îți oferă posibilitatea de depozit flexibil la foarte multe criptomonede. Nu există nicio platformă care să-ți ofere posibilitatea de a stoca flexibil atât de multe criptomonede, pentru că asta e doar prima pagină. Dacă vă duceți pe pagina 2, vedeți aici toate tipurile de cripto pe care voi le puteți, dacă tot le cumpărați, le puteți pune la păstrare inteligent, astfel încât să vă aducă profit, astfel încât pe lângă faptul că ele pot crește în sine, intrinsec să crească din punct de vedere al criptomonedei, mai crește odată și cu un anumit procent săptămânal, respectiv anual, pentru simplu faptul că tu deții acea criptomonedă. Adică să zicem că un Bitcoin crește la 100.000 de euro, dar pe lângă faptul că tu ții acel Bitcoin, dacă ai 3%, să zicem ca și zonă de creștere, ca și dobândă pe care tu o primești, tu vei primi un Bitcoin plus acei 3% la Bitcoinul respectiv. La 100 de Bitcoin, dau un exemplu că e mai ușor de lucrat cu cifre procentual pe înțeles oricui, la 100 de Bitcoin înseamnă că vei avea 103 Bitcoin dacă tu blagi în Flexible Savings și ai acces oricând la ei. Și asta înseamnă că atunci când Bitcoinul va crește, automat tu vei avea 103 Bitcoin, dar și atunci când va scade, pentru că dobânda asta ți se dă la criptomonedă, nu la valoarea criptomonedei din piață. Și ăsta e un lucru din punctul meu de vedere foarte bun. Și după cum vedeți, aveți mai multe tipuri de cripto. Eu personal am bifat la absolut toate criptourile astea, am bifat, după cum vedeți, acum cu ocazia asta mă uit și eu să văd dacă este a scăpat ceva nebifat. Am bifat transfer automat, astfel încât să dau și la ADA la fel. Iată ce spune în momentul când bifezi. Transfer automat, activarea transferului automat înseamnă că activul corespunzător, inclusiv dobânda ta, achiziționarea de nou tokenul din portofelul Spot va fi transferat în portofelul Earn la fiecare 24 de ore, deci odată pe zi, și poți să găsești tot istoricul acestor transferuri automate în istoricul Earn Economii Flexible. Bun, ce înseamnă Flexible Savings? Vă spuneam că puteți să aveți acces oricând la bani, adică nu trebuie să vă blocați banii undeva. Spre exemplu, există aici și varianta de a bloca banii, să zicem cum sunt aici $500, $500 USDT. Rata este de 9%. Cine îți mai dă, frate, 9% dobândă în ziua de astăzi la dolari? Nu-ți dă nimeni, dar totuși te obligă să blochezi banii ăștia pentru o perioadă de 60 de zile, timp în care îți asumi, nu că nu mai poți umbla la bani, că poți umbla la bani, dar pierzi dobânda, pentru că dacă tu apeși aici pe transfer și te duci și transferi, pur și simplu ai pierdut economiile pe care tu le-ai creat. Ai acces la suma ta, dar nu și la dobânda care ți-a fost creat. Iar aici am spune, băi, ai 9%, 9% în 60 de zile înseamnă o dată de răscumpărare în care această economie din blocată va trece în flexibil și îmi va genera practic o dobândă în valoare de $7.39. Această dobândă de 9% am prins-o pentru că a fost o promoție la Binance. Depinde de perioada în care tu te uiți la acest videoclip, s-ar putea să nu mai prinzi. Pentru că dacă tu vezi în momentul de față, ca și blocat, aici nu mai am alte opțiuni ca să cumpăr. Binance pur și simplu nu oferă. Au avut cândva pe blocat, pe fixed, cum o să găsiți în limba engleză, fixed savings. O să vedeți că aveau și la Bitcoin, aveau la mai multe.
Eu am să mă duc pe zona de flexibil și am să vă arăt la fiecare în parte. Dacă dați voi scroll în dreapta așa din mouse, aveți aici posibilitatea de a da scroll în dreapta din mouse, aveți posibilitatea să vedeți aici, o să mă mut eu pe partea stângă aici ca să vedeți mai bine, o să vedeți acest tabel cu API estimat. API înseamnă dobândă anuală pe românește. Și vedeți la fiecare criptomonedă cam care este zona pe care de dobândă. La 1 inch ai 3,29%, la AAVE ai 1%, la ADA ai doar 0,48%. Ideea este că ai niște procente mai mari sau mai mici în funcție de piață. Aceste procente sunt variabile, sunt flexibile și se pot schimba în funcție de dealurile pe care le are Binance, în funcție de piață, de creștere, de scădere. Dar cert este că tot aici, după cum vezi, este o dobândă cumulativă cu verde, care dacă tot ții aceste criptomonede, să se mai adune. Spre exemplu aici, de ce să, dacă tot aveam, ca să zic așa, 94 de ANKR, ca să mă pronunț pe românește, de ce să nu se mai adune de când îi țin încă 0,21 în cont, da? Sau Atom, sau AVA, sau Quantum, sau BAKE și așa mai departe, sau BNB, da? Iarăși, care este moneda lui Binance. Și pentru a scoate acești bani, da, să zicem, trebuie să te duci pur și simplu să apeși pe răscumpărați. Eu am să mă duc, spre exemplu, pe răscumpărați și am să caut, să văd, să vă arăt efectiv cum faceți. Răscumpărați este traducere proastă tare de la Binance. Normal trebuia să scrie retragere. Nu știu dacă mă aude cineva de la Binance acum, frate, schimbați traducerea română, nu mai scrieți răscumpărați, că este un cuvânt, când spui răscumpărare în limba română, ți se pare ciudat tare de tot. Dar răscumpărați, așa au ales ei să traducă din engleză în română cuvântul withdrawal, adică retragere de bani. Bun, mă duc pe partea de USDT să văd cât am aici și am eu niște USDT. Mă duc pe răscumpărați și ca să îmi folosesc banii, ca să-i trec înapoi în contul de spot și să pot să fac achiziții cu acești bani, da? Mă duc frumos și zic că uite cât vreau. Vreau să mă duc să răscumpăr 116 USDT. Și apăs aici. Am citit și accept acordul serviciului de economii Binance. Am două metode aici, de răscumpărare rapidă sau de răscumpărare standard. Diferența dintre cele două este că răscumpărarea rapidă îți oferă acești bani, adică suma pe care tu dorești, poți să scrii și manual, nu știu, vrei doar 100, da? De dolari USDT de scos de acolo, dar eu am să pun max că mi-e mai ușor, așa? Poți să-ți dea suma pe loc sau poți să-ți dea suma în ziua următoare, adică pe data de 25 noiembrie la ora 12 în cazul meu, astfel încât să acumulezi dobândă și pentru ziua următoare. Dar eu am să vă arăt acum răscumpărare rapidă, da? Și mă duc, apăs aici, am apăsat tot, îi dau confirmare. În momentul de față, observați aici mesajul din colț din dreapta sus, răscumpărare reușită. Ce se întâmplă? Dacă mă duc pe Spot Wallet, pe Spot Wallet o să se încarce și o să vedeți că suma de USDT pe care eu nu o aveam mai devreme, se va regăsi în Spot Wallet-ul meu. Ca să fac chestia asta, să nu mai dau scroll până la pagina 25 aici, am să mă duc să scriu direct USDT și am să o găsesc mai jos. Este 123, aveam ceva USDT de sămânță, dacă vă aduceți aminte că m-am uitat tura trecută pe spot, plus ăștia 118 sau cât naiba am scos eu acum, sunt pe toți 123. Cu ăștia 123 de USDT, o să vă las tutorialul mai sus și îl aveți inclusiv în descriere sau în playlistul Crypto pe care vă recomand să-l urmăriți de pe vlogul meu dacă e prima oară când intrați pe canalul meu. Și de aici cu ăștia puteți să faceți orice, puteți să cumpărați Crypto, să vă duceți în zona de cumpărare Crypto și să vă duceți să faceți ce vreți, da? Sau să vindeți, puteți să faceți ce vreți efectiv cu banii ăștia. O altă variantă, puteți să vă duceți pe zona de vânzare și să-i transformați din USDT, să-i transformați în euro și să-i scoateți. Da? Mă duc în USDT, îi văd pe toți aici de la vânzare, 123, apăs pe max,
pur și simplu îmi spune, am 123 de USDT, asta înseamnă 112 euro sau dacă vreau să îi scot în dolari, nu e niciun fel de problemă, am un cont în dolari, mă duc 123, o să vedeți paritatea e cam aceeași, 123 de USDT înseamnă 123 de dolari. Mă duc pe continuați și mai departe aș putea să fac tranzacția, dar nu este cazul în momentul de față că nu vreau să-i vând. Mai degrabă, uite, dacă toți suntem la capitolul ăsta, că cam asta a fost, adică nu am ce să-ți arăt altceva legat de Earn, pur și simplu, dacă e, dă-i replay la acest videoclip sau dă puțin scroll mai în spate ca să vezi exact ce am făcut, dar în principiu ca și concluzie este simplu, te duci pe zona de portofel, câștigați, iar aici pe fiecare cont vă duceți și puteți să dați automat, transfer automat și este simplu, asta este toată treaba. Mai departe, dacă tot suntem la capitolul ăsta, o să vă arăt cum îmi alimentez cardul de Binance și nu știu dacă o să mai fac video separat, doar dacă nu înțelegeți despre ce este vorba. Atunci când ne ducem pe sumar, observați aici că există un portofel care după ce se încarcă se numește finanțare. În engleză, acum nu mai știu cum îi zice, funding, așa îi zice. Și ai posibilitatea să faci transfer. Asta ce înseamnă? Înseamnă că dacă te duci pe, că nu găsești decât finanțare, nu mai știu dacă au ăștia cardul Binance ca să-l poți administra direct, dar dacă ne ducem pe finanțare, dăm un click aici, avem banii pe care îi avem pe cardul nostru și de aici se vor trage banii, dar asta este un alt cont, da? Și am posibilitatea să mă duc inclusiv să administrez cardul Binance, de aici să dau tot, să văd tot felul de chestii. Și aici când sunt pe cardul Binance și vreau să-l alimentez ca să pot plăti cu acest card Binance, eventual băgat în aplicația Curve despre care v-am povestit într-un alt video și într-un alt articol, da? Vedeți aici, uite, spre exemplu mi-a dat cu failed, Lidl în continuare nu acceptă Binance. Am avut o situație cu Mobile Pay, n-am putut să fac, dar în general, uitați, sunt plăți care sunt făcute ok, completed. Prima dată am uneori cu failed, pentru că uneori chiar nu îl țin foarte plin acest card. Da? Și dacă depășește de obicei suma respectivă, normal când dă cu failed, când am avut banii aia pe card. Ca să vă alimentați cardul, să zicem că vreți să vă puneți acei USDT pe card, apăsați butonul transfer și aici vă dă from spot to funding wallet. Și în momentul de față, pentru că noi am transferat, vă aduceți aminte că am scos acei USDT din zona de flexible savings, v-am arătat că am acces oricând la ei, chiar dacă i-am în flexible, i-am băgat în spot. Și tot ce trebuie să fac este să mă duc aici din euro și să mă duc pe USDT, îi dau click și îmi spune, am available 123 de USDT, dorești să ți-i pui pe toți pe contul de funding pe card, da, domnule, uite, mi-i pun pe toți sau pot să dau, vreau doar 50% din ei sau 25% sau vreau să introduc manual, da, e simplu, ați înțeles care e treaba, da, eu mă duc pe 100% și apăs confirm. Și în momentul de față veți observa foarte clar că dacă mă duc pe overview, între timp și-a făcut update și card undeva în final, o să vedeți că eu pe overview, pe Fiat and Spot, dacă mă duc și caut USDT, nu ar trebui să mai găsesc deloc. Sau ar trebui să-l găsesc, dar este cu 0. Și mă întreabă ce vrei să faci, vrei să cumperi, să depozitezi, să retragi, să câștigi, da? Asta una. Dacă mă duc pe zona de overview din nou și mă duc pe... Recunosc că și eu m-am învățat cu Binance de pe aplicația mobilă, dar e mult mai complicat să vă explic pe aplicația mobilă, e mai simplu de pe... și mai ales în limba română, e mai simplu de pe zona asta de aplicație desktop. Mă duc pe funding și vedeți în momentul de față că pe funding aici am toți acei 131, bine, ce mai aveam USDT-ul dinainte, plus ceea ce a venit între timp. Da? Și eu, practic, în momentul când mă duc și plătesc cu cardul, dacă am o plată până într-o 100 de dolari, bineînțeles, mi-o poate debita de pe cardul acesta. Vreau, spre exemplu, să-mi transfer banii înapoi de pe cardul meu pe contul de spot ca să fac, nu știu, niște cumpărături sau să mi-i pun înapoi la iernat, la pus acolo, niciun fel de problemă, pot să fac și viceversa, mă duc, apăs aici transfer și îmi spune de unde vrei. Vreau din funding, da, mi-am schimbat acolo din funding, vreau să mi se ducă în Fiat and Spot, că n-am altă variantă. Cât vrei să se ducă în Fiat and Spot? Păi vreau pe toți ăștia 131 retrași de USDT. Ok, niciun fel de problemă, mi-au dispărut de pe card, vedeți că am rămas cu 25 de euro, mă duc în Fiat and Spot, îi regăsesc înapoi aici, da? Vedeți că a crescut ca și
ca și cont. Și când îl văd, îi văd aici 131, din care eu pot să îi retrag pe card sau să fac alte, să îi convertesc în euro și apoi să îi retrag pe card. Sau pot să fac altceva. Dacă tu vrei, spre exemplu, o criptomonedă pe care tu în momentul de față, să zicem că o ai pe portofelul tău, pe spot, cum majoritatea persoanelor au, fiat în spot, și vreau, spre exemplu, să pun manual USDT-ul ăsta la iernat, adică l-a făcut, mă duc pur și simplu pe USDT și văd că în dreptul lui am această opțiune de earn. La cele care nu am opțiunea de earn, înseamnă că Binance încă nu oferă opțiunea de earn la ele, dar la cele care am, oferă, da? Și mă duc, dau pe earn și mă duc pe zona de flexible savings și pur și simplu îi spun că vreau să-i bag pe toți în flexible savings în momentul de față. Hai să mă mut, că nu contează cum arăt eu aici. Și îmi arată ce pot să fac. Atenție, după cum observați aici, există pe tiruri. Spre exemplu, până în 75.000 de USDT ai o dobândă de 5%. Deja dacă te arunci și bagi peste 75.000 de USDT, de dolari, ai o dobândă mult mai mică, de 0,5%. Toată lumea ar vrea să împrumute 1.000.000 de euro și să pună aici și să câștige 5% dobândă. Cine n-ar vrea să aibă o rentabilitate de 5% cu 1.000.000 de euro, dar bineînțeles au și ei praguri. Ca să mergi mai departe, apeși I have read and I agree Binance Savings Service Agreement și în momentul de față ai dat confirm. Și acești bănuți despre care eu îți arătam acum, când te duci înapoi pe cont, pe overview, iarăși nu îi mai vezi în... Aici clar ar trebui să înțeleagă oricine la cât am permutat și am făcut chestiile astea. Dacă n-ai înțeles și ai văzut videoclipul ăsta pe sărite, te rog, eu nu-l vizualiza pe sărite, vizualizează-l cap-coadă, adică dacă ai timp să te uiți la un film de o oră pe Netflix și n-ai timp să te uiți la un film de, nu știu, câteva zeci de minute pentru educația ta financiară, că te zăpăcește, că nu înțelegi, că nu știu ce, da, nu te întreba de ce nu câștigi bani din chestia asta. Trebuie să ai răbdare ca să te educi și unele chestii, na, așa este, nu am timp acum să fac super editări de Hollywood ca să le pun să-ți vină foarte, foarte ușor. Na, eu ofer niște free content, niște conținut gratuit pe internet care sper să te ajute, pentru că e important să avem cu toții educație financiară în zona asta dacă vrem să schimbăm niște lucruri. Dar, revenind la subiect, dacă te duci pe USDT, vezi, nu-i mai ai aici nici în spot, nu-i ai nici în partea de, stai să mă duc pe overview, că aici mi s-a schimbat iarăși în limba engleză, nu mai înțeleg nimica, în partea de funding, da? Și nu-i mai ai nici aici dacă îi cauți, deci nu mai sunt, e cu zero, dar unde îi ai, îi găsești în earn, da? Îi găsești unde îi ai pus, de altfel. Și dacă te duci pe partea de earn, la final aici de tot, parcă pe 6 era, aici, la USDT îi găsești pe cei 131 de USDT pe care tu i-ai pus la iernat, i-ai pus la făcut bani și face profit, a face practic, nu profit, că profit nu-ți garantează, nu, la USDT e un stable coin, atenție, USDT-ul e o paritate, pentru cei care nu știu chestia asta, este paritatea între dolar și cripto. Și el practic are aceeași valoare. Un USDT teoretic trebuie să aibă valoarea de un dolar sau, mă rog, undeva pe acolo, că nu e o paritate perfectă, e undeva la 0,98 de dolari, 0,97, depinde, mai variază. Doar criptomonedele sunt cele care pot crește, da? Cum vorbim despre Bitcoin, despre Ethereum, despre alte criptomonede. Și la fel, dacă vrei să-i scoți, să-i folosești, repetăm procedura pe care am și făcut-o mai devreme, n-are rost să o mai repet că deja devine plictisitor, apeși redeem, Fast Redemption sau Standard Edition, ok, confirm și ți-ai transfer și este foarte, foarte simplu, îi găsești acum în spot, wallet îi ai aici și dacă vrei ca să îi duci în altă parte, te joci mai departe cu ei aici. Acestea fiind spuse, eu sunt Ursan, îți mulțumesc că te-ai uitat până aici, sper să-ți fie de folos ceea ce ai văzut în acest videoclip, pune-mi întrebări în comentarii pentru că asta mă ajută să crească acest videoclip în algoritmul YouTube și să fie recomandat la cât mai mulți oameni ca să învețe și ei cum se face treaba asta, iarăși este o formă de mulțumire pentru mine și îți mulțumesc și eu dacă faci chestia asta, un like mă ajută, un subscribe mă ajută, share probabil ți-e rușine să dai la astfel de videoclipuri, te înțeleg, share-ul nu se mai cere de mult, nici eu nu prea dau share-uri la chestii decât dacă e ceva super, da? Dar un like, un comentariu, o abonare acolo și o apăsare pe clopoțel, o încurajare, un hei Gabi, ce mai faci, îmi place ce faci, ține-o tot așa, mă va ajuta să mai fac din când videoclipuri de genul ăsta care sper să vă ajute în călătoria asta cripto. Eu mă dedic foarte mult începătorilor și puneți-mi orice întrebare,
dacă știu să răspund bine, dacă nu, iarăși căutăm pe cineva în comunitate să-ți răspundă. Și nu există întrebări stupide. Atenție, aici nu vreau să vă ia nimeni la mișto că a spus voi întrebare stupidă sau ceva. Atâta vreme cât știți limba română și știți să formulați o întrebare corectă, cu verb, cu subiect, cu predicat, cu tot ce trebuie, în momentul ăla vi se va răspunde ok, dacă înțeleg întrebarea sau dacă e formulată corespunzător. Deci nu stă nimeni să facă mișto de tine, toți am fost începători la ceva și trebuie să fim oameni la urma urmei. Eu sunt Ursan, fii recunoscător pentru ceea ce ai în viața ta, că sigur ai foarte multe lucruri faine. Ne vedem în videoclipurile următoare și te invit să vezi și alte videoclipuri din zona cripto. Apropo de asta, am uitat să spun la început, ai un cod de 20% reducere Binance în descrierea de la acest vlog, care îți oferă reducerea maximă, dacă nu ai deja un cont Binance, îți oferă reducerea maximă prin care tu te poți bucura de tranzacții în Binance. Alții oferă 5%, alții 10%, alții nu oferă niciun fel de discount. Eu îți dau discountul meu de afiliat maxim Binance pentru că mă interesează să fie avantajos. Poate pentru 3 lei dacă ești acum la început și tranzacționezi, poate nu ți se pare mult, dar în momentul în care îți tranzacționezi poate 1000 de euro, 10 de mii de euro, Doamne ajută, îți doresc, crede-mă, 20% rebate, 20% discount este foarte mult. Ai grijă de tine, te salut, toate cele bune, pa, pa!